Se spune că orice om are o limită. Ia. Să aveți grijă de ea, că e însărcinată, da? Nu aveți voie aici. Dar sunt soțul ei. Îmi pare rău, trebuie să așteptați afară. Însă dragostea ne face să le depășim și să devenim capabili de lucruri care ne erau străine până atunci. Stai. De ce, Petru? De ce se întâmplă asta? Te-ai gândit vreodată care este limita ta? Otilia, ce s-a întâmplat? M-a sunat Emma. Maria și Marcel, cred că au mâncat ceva stricat. Nu mi-explic. Păi și ce e cu ei? E rău că ea, nu știu, i-a găsit Petru pe jos. Erau toți pe jos. Lia, Sorin... Și Dana? Nu pot să cred că tu întrebi de ea. Gabi, ne știm de viață și dacă n-ar fi fost nimic între mine și ea, tot aș fi întrebat. Da, păi tocmai pentru că a fost ceva între tine și ea, n-ar trebui să întrebi. Dana e bine. Și cum am... Ce? Nu știu. Poate i-a otrăvit cineva? Da, bravo, mă, pe ce lume trăiești? Cine crezi tu că stă să facă așa ceva? Păi nu, da, mi se pare incredibil. Cum să-i găsească? Poate ar trebui să mergem și noi la spital? Ai vrea, nu? Hai, mă, Gabi, era o întrebare. Nu mai zic nimic. Păi să nu mai zici. Gabi, ce le-ai pus în mâncare? Nu le-am pus în mâncare, le-am pus licoarea de la tanti. Aia le-am pus în ceai. Credere în ce ți-a dat? A zis că e un amestec de plante și că nu trebuie să se întâmple absolut nimic, că doar se pierde o sarcină, că o să doară burta puțin și gata. Doamne! Gabi, dacă le-a dat altceva, în ce m-ai băgat? Tu m-ai pus. Ce se întâmplă? Planul nostru a dat greș. Cum adică? Lia e încă însărcinată? Nu știu, dar au băut cu toții și au ajuns la spital. Păi și atunci de ce a dat greș? Pa. Ce faci, domnișoară? Unde te duci? Unde? La spital, la Sorin. E și Petru acolo. Mai mâncăm și noi împreună în seara asta?